Bine ați revenit la mobilisima.ro. Ne-ați cerut foarte mult jocurile Modern Combat 4 și Grand Theft Auto Vice City, care a împlinit 10 ani de altfel, și dacă Modern Combat 4 a fost deja prezentat pe iPad Mini, este rândul lui GTA Vice City 10 Year Anniversary să ajungă la noi la test. A ajuns printr-un download, jocul costă 4,49 de euro și ocupă cam 2 giga în memoria device-ului vostru, cel puțin pe iOS. Iată și zona de opțiuni. Puteți umbla la setări de luminozitate, subtitrări sau să optați pentru varianta default. Iată setările audio. Și apoi controlul. Puteți să personalizați absolut tot la capitolul control. Dimensiuni, zona ecranului unde este plasat controlul, chiar și accelerometrul puteți implica. Dar hai să trecem la gameplay. Vice City este o poreclă dată în acest caz orașului Miami. Totul se întâmplă în anii 80, este din nou vorba despre mafie, controlat un personaj carismatic numit Tommy Vercetti, care are vocea lui Ray Liotta, încă o dată voice acting excelent. Mulți mafioți, multe afaceri. Grafica destul de bună. Aveți cam 20 de ore de gameplay la dispoziție. Un soundtrack plin de clasici. Brian Adams, Michael Jackson. Tommy, my friend, you are not in liberty now. Here, we do things differently. I will continue with my inquiries, but in the meantime, I have a valuable deal to close. Ok, ați prins ideea. Tommy este omul bun la toate pentru mafioți și el are diferite comisioane de efectuat. Iată cum arată Vice City, adică Miami, ca să ne plimbăm puțin pe aici. Controlul este simplu. Observați, avem în partea stângă un joystick virtual cu care controlăm direcția de mers a personajului. Camera o rotim astfel. Aici avem radarul, pe care vedem punctele cheie, zona unde putem cumpăra arme, putem cumpăra alte obiecte, putem să schimbăm costumul personajului, dacă are de participat la o petrecere sau un eveniment mai select. Iată, așa se schimbă și arma. Avem o drujbă la dispoziție, sau doar pumnul. Și acum ținta noastră este să ne urcăm într-un automobil sau să luăm o motocicletă, să ajungem la un magazin de arme și să mergem după aia la mall pentru a rezolva un comision pentru mafiotul de mai devreme. Observați, acesta este controlul pentru vehicule, dreapta, stânga, în partea stângă. Și în partea dreaptă o grămadă de controle, aceste două pedale, apoi deasupra avem posibilitatea de a sări din automobil sau de motocicletă, claxon. Putem schimba postul radio cu swipe. Ce îmi place la acest joc, din câte știți, am făcut deja review-ul la GTA 3, îmi place că acum controlul este mai bun în sfârșit. GTA 3 avea probleme serioase cu controlul, mai ales în vehicule. Iată și un mic impact. Acum suntem aproape de spital, putem să luăm o ambulanță. Dar hai să mergem întâi la acel magazin de arme despre care vorbeam. Mare atenție cu vehiculele, să nu vă ciocniți prea des, deoarece va exploda la un moment dat automobilul sau motocicleta. Observați cât de bine se vede grafica, iată pomii, clădirile, totul. Puteți să și alergați și mare atenție la poliție. Aveți câteva steluțe aici care arată nivelul vostru de wanted. Și hai să deturnăm o mașină. Un post de radio cu muzică rap sau ceva de relaxare. Și hai să sărim din mașină. Am ajuns la magazinul de arme. Cam asta face Tommy Vercetti. Are de făcut comisioane pentru mari mafioți. Și hai să vedem ce alegem de aici. Mergem cu acest Uzi sau cu un shotgun care nu mai este în stoc. Hai să cumpărăm
acesta numit Mac. Apoi plecăm din magazin și căutăm un automobil pentru a ajunge la mall. Observă că jocul se mișcă bine pe iPad mini, aici se pare că a avut loc un accident. Și să profităm și să furăm automobilul. Dacă ați jucat GTA Vice City pe vremuri, vă veți simți ca acasă în acest joc, nu s-a schimbat nimic. Grafica a fost un pic îmbunătățită, au trecut totuși 10 ani, tocmai a lovit o mașină a poliției, deci urmează să vină întăriri, să fim dați mai urmărite. Și iată-ne la mall, aici trebuie să găsim o intrare în clădirea mallului pentru a avea acces la o sursă și să facem un asasinat sau ceva de genul. Asta e partea ușor enervantă a jocului, nu-ți dai seama exact în ce punct al clădirii trebuie să intri uneori. Asta dacă nu ai jucat deja jocul și nu știi despre ce e vorba. Avem și talk show-uri la radio. Iată, ne-am intrat cu mașina în mall. Și hai să căutăm acum ținta noastră. Observați că avem o țintă cu galben pe hartă. Iată scări rulante. E drăguț faptul că în acest GTA puteți chiar intra și în clădiri, nu doar să stați în afara lor sau să mergeți între clădiri. Dialogurile sunt foarte bune și după cum știți, Ray Liotta este vocea lui Tommy Vercetti. Iată au venit și cei de la SWAT. Să vedem cum va ieși Vercetti din această problemă. Deocamdată fugim de cei de la SWAT. Să vedem cum ne descurcăm cu această misiune, prima oară când ajung la ea. Pentru a ținti, va trebui să apăsați inamicul, să apăsați ținta. Personajele din jurul vostru, acelea non-playable characters, au diferite dialoguri, unele stupide, altele amuzante. Și noi căutăm cârtița care ne-a turnat și a apărut SWAT-ul. Mai sunt și astfel de misiuni care eșuează din cauza unor cârtițe. După cum știți, este un joc bazat pe mafie. Aveți asasinate de făcut, veți devasta mașinile unor judecători pentru a schimba decizia lor. Și hai să returnăm un automobil și să urmărim cârtița. Muzică oldies, muzică reggae, Michael Jackson, Bryan Adams, tot ce vreți. Puteți să vă urcați într-un taxi, într-o ambulanță, chiar și într-o mașină de poliție. Iată, apropo de mașină de poliție, tocmai a lovit una și urmează să fim dați în urmărire generală. Dar deocamdată ne uităm pe hartă și vedem cum fuge cârtița în fața noastră. Iată, am călcat și un polițist și iată-l pe nefericitul turnător, s-a urcat din nou pe motocicletă. Să vedem dacă putem să-l prindem în timp util. Se pare că este rezistent acest personaj. Și iată că a apărut și poliția. Și acum urmează o urmărire ca la carte. Și cred că misiunea nu se va termina prea bine.
Iată, am fost prins și în sfârșit cam asta se întâmplă în GTA. Dacă nu-ți faci treaba cu lumea, îmi place faptul că putem să dăm retry la fiecare misiune pentru a încerca din nou. Nu suntem întorși automat la spital sau la poliție, plătind mită. Și putem relua misiunea, dar mai avem și alte misiuni pe hartă. Oricum, ați prins ideea, acesta este GTA Vice City, misiunile obișnuite pe care le știți deja, curierat, devastat mașini, mită și alte lucruri care se ocupă mafia. Este un joc destul de violent, destul de sângeros. Puteți umbla pe stradă cu drujba în mână, chinuind oameni, să alergați cu Lamborghini-ul prin oraș, să loviți mașini la întâmplare. Și hai să inaugurăm drujba. Fugărim o doamnă în vârstă cu drujba și iată a venit și poliția. Iată, acum am luat mașina poliției și să vedem ce putem face cu ea, în afară de a o arunca în apă. Câteva drifturi drăguțe, intrăm și într-un restaurant. Haos total, practic, în Miami. La un moment dat vor apărea și tancuri și cei de la SWAT, vor luați un lansator de rachete, lucrurile devin cu adevărat haotice. Cam acesta este GTA Vice City, cu efecte de iluminare bună, gameplay nebun, cu vocea lui Ray Liotta. Și dăm o notă de 9,3 din 10, un joc foarte distractiv, merge foarte bine pe iPad mini, îl găsiți și pe terminalele Android, voice acting foarte bun, o grămadă de filmulețe cu mafioți, poveste foarte interesantă, 20 de ore de gameplay, super mașini, multe arme, soundtrack bun, controlul mașinilor este mai bun decât în GTA 3, deci per total o experiență de gaming foarte bună în GTA Vice City. Cam atât de la mobilissimo.ro, acesta este iPad mini și acesta a fost review-ul lui GTA Vice City, ediția aniversară de 10 ani. La revedere!